este pomenit de la tine, Părintele Luminilor, și ție, Mărie, și mulțumire și grăciune înalță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Cel ce ești doctorul sufletelor și ale trupurilor noastre, dăruiește sănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, să te mărească pe tine Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși o protește de orice boală. Binecuvintează, întărește, păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor. Ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și aproapele. Că-L Tău este nemilit și mântuit Dumnezeu nostru, Ție, Mărire, înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curuia și în vecii vecilor. Și pururea și în vecii vecilor.